curaj și gata, ați trecut de partea noastră. Țineți-vă frumos căștile pe cap. Trebuie să, să nu vă jeneze puțin la urechiușe. Trebuie să vă scoateți hainele. Dă-mi un pic asta. Ia mă, stai și tu o amintire. Nu. Ha. Mersi. Capitane de județ. Cătălin le accesorizează pe cele două. Cum să vă zic, cum te cheamă? Nicoleta. Nicoleta și Cristina. Nicoleta și Cristina. Aplauze pentru Nicoleta și Cristina, da. Vă rog frumos. Da. Vă rog frumos, toți trei poftiți în zona de joc. Deci, după ce că lucrează între fotomodele de dimineață până seara, Doamne, normal. De ce ești nedrept, Doamne? Vezi viața asta. Da. Vă rog frumos, nu depășiți zona de joc. Nu depășiți zona de joc. Respectați linia. Atenție mare! În piscină cu voi! În piscină cu voi! Da, sigur! Da. E ușor! E prea ușor! Respectați figura! Mai pula cutie! L-au rupt! Și de data asta vrei să faci o mică de data asta, Dulău a fost la post! Ce om norocos! Băi, e puricele lui tata venit. Nu-i corect. E puroștele să meargă un pic cu Cătălin ca să vedem reloarea, să vedem cât de bine v-ați descurcat. Dreptatea umblă cu capul spart la emisiunea asta. Păi din câți bărbați eram acolo, toți unul și unul, mă refeream la mine și la Iftimoaie, tocmai Cătălin să aibă norocul ăsta. Au unii noroc la top modele ceva de speriat și nu mă pot abține să nu observ și norocul de la figură, care îl obligă să le ia în brațe, să le ia măsurile, priviți și vă minunați. Așa nu se mai poate. Mă duc la uzina de țevi sudate să scriu texte de protecția muncii. Cătălin e vicepremiat. Cine a zis că în țara asta cultura nu se plătește foarte bine? Bine. 30 de puncte pentru această probă! Ce bă? Omul nostru de bază! Vă mulțumim foarte mult, fetelor. Ceau numai bine. Să ne vedem cu bine pe acolo pe unde ați venit, vă rog. Nu, copiii se vor bucura foarte mult. Veniți înapoi. Băi, fiți scu, stai-vă puțin. Adică 30 de puncte. E simplu. 3 10? Oameni, 30 de puncte. Păi, de ce? Păi, de ce puncte de om? 10 oameni, mă, cu 10 de puncte. Păi, de la cultură generală, vedeți că șansa să fie flori. Opticoșilor, asta e o surpriză. Asta e surpriză. În loc de 20 de puncte, sunt 30. Opticoșilor, puntea să-i strageți voi, invitatul. Calicea mi-a aducea un singur iepuraș, mă. Dacă îi străgeai tu invitatul surpriză, aveați voi această ocazie, dar... Ce să-ți fac? N-ai avut mână la plic. Tu ai tras plicul cu mâna ta. Nu-i corect. Serios. Nu știu dacă era mâna lui. Cine râde? Da, cum era melodia aia? Cine e pe primul loc? La sfârșitul rundei surpriză. Da. La sfârșitul rundei surpriză. La naiba sunteți pe locul 2. Avem 60 de puncte pentru echipa Mirelei Zeta. Nu-i corect. Și 45 de puncte pentru echipa albastră, echipa lui Mișo. Mirela! Doar 45. Iar noi în acest moment ne îndreptăm către runda a treia. Deci pentru că se oftică mai tare echipa albastră, începem tot cu echipa albastră. Lasă-mi! Da, domnule! Am nevoie de microfoanele voastre. Du-te! Mergem pe terenul de luptă! Toți trei este momentul în care participați toți trei. Și nu m-ar deranja dacă ați ajunge și în piscina cu apă. Hai! Să vină figuri! Puțin în linie, vă rog frumos, în linie, puțină ordine, să vină figurile! Hai, concentrați-vă! Să nu depășiți zona de joc! Și zona de joc, linia! Linia! Bravo, măi, bravo! Bine! Îmi pare foarte rău pentru tine. Ce? Ai nimerit într-o echipă de bărbați, de misogini. Veniți... Păi da, ați luat-o pe săraca asta, bine ați pasat, ați făcut-o praf acolo. Dar cum adică... Hai să vedem reloarea. Ziceam de norocul lui Botezatu, încă nu văzusem dezmățul de la proba asta. Băi frate, nici divertismentul nu mai e ce a fost. Mișu stă tolănit ca pe un șezlong de ultimă generație. Ionuț face un vârf de toată frumusețea grămezii ăleia, în timp ce Stana, ca Stana, stă și nu mai poate să zică nimic. Și colac peste pupăză mai primesc și 30 de puncte. Of, viața mea! Mă bucur că v-ați folosit imaginația! Este? Nu! Este? Adică... Ionuț! Ne bucurăm să te-ai folosit imaginația. Ia? Păi a trebuit să indesc, că nu mai...
pentru această luptă, să zic așa. A fost un dădeam din mâini în zadar. Eu nu salvezi cineva. Noi îți acordăm punctajul maxim. Vorbim 40 acum de puncte. Cu tine. 30 de puncte. Bravo, bravo. Am respectat urmă figura. Bravo. Și oricum, trebuie să recunoașteți faptul că după această probă aveți o echipă mult mai omogenă. Corect. Și n-a depășit nivelul. Da, da, da. Se vorbește unii apostei. Doamna, nu știe. De ce nu ne spui ceva? Ce să spună? Peste nouă nu spune. Păi dacă sunt sacrificată, mă sacrific până la capăt. De ce nu i-ai pus pe ei să stea? Nu, dar mi-e ciudă că îi strigă Ionuț după ce eu am luat și nas și... Nu, pentru că numai Ionuț se mai vedea. Și nu ai încurajat-o. Vă rog frumos. De fapt, punctajul ar trebui să-i oferim. Da, ea ia 30 de puncte, contros. Tu iei 30 de puncte, bravo. Călin, Ernest, vă rog. Nu râde, nu râde. Trădați în ziduri. În piscină, în piscină, în piscină, în piscină. Aranjeze puțin. Atenție mare! Hai copii! Să vină figurile! La proba asta nu mai e cu dezmăți. De fapt, nu mai e cu nimic inteligibil. E doar cu Mirela pe undeva pe jos și cu băieții prin apă. De fapt, nici apa nu mai e ce a fost, pentru că piscina cu apă e plină cu bucăți din zid. Hai să mai vedem odată căzătura și să o trecem la așa nu. Ernest, Cătălin, unde e delicatețea voastră proverbială? Până la urmă, au fost simpatici. Ne-au căzut cu tronc. În aceste aclamații nemaipomenite ale publicului, într-adevăr, Mirela merită toate aplauzele, pentru că ea este singura care a adus puncte echipei ei. 10 puncte din 30 posibile pentru echipa roșie. E bine și așa. N-am putut, n-am putut. La finalul rundei a treia avem pentru echipa roșie. Ziceți, după aia. Mișu a preluat conducerea cu 75 de puncte. Iar mare pentru echipa lucru roșie, Mirela, doar 75 puncte diferență, nu e mare lucru. Nu e, nu e mare lucru, doar Mirela, doar e probe, dragă. Suficient. Ideea este că aceste 5 puncte fac o mare diferență, da, pentru că exact am ajuns la runda finală. Am ajuns la runda finală. Runda la care situația se poate schimba foarte ușor, pentru că aici se scot la bătaie 50 de puncte. Își usucă picioarele, ai văzut da, cum s-ar putea să fie degeaba, că s-ar putea să se ude din nou. Nu de alta, dar voi, în calitate de echipă aflată pe primul loc, puteți alege dacă vreți sau nu să faceți proba asta. Dacă alegeți să faceți proba, atunci trebuie să o faceți fără niciun fel de greșeală. Pentru că orice greșeală atrage după ea depunctarea totală. Ba mai mult decât atât, cele 50 de puncte pe care le-ați fi putut câștiga voi merg la ei. Pe de altă parte, voi puteți alege să nu faceți proba asta, ceea ce înseamnă că echipa roșie va fi atunci obligată să încerce să treacă prin figura din zid. Dacă reușesc să fac asta fără greșeală, 50 de puncte merg la ei. Și vor câștiga concursul. Evident. Dar eu am o întrebare. Dacă ei fac figura, da? Da. Și nu respectă figura respectivă. În totalitate. Le dați 50, stai puțin. Nu. Figura da? Trebuie să aibă o șansă totuși de a fi da, respectată. Da, dacă are o, dacă are o șansă, dacă ea... o trișați, nu luați 50 de puncte, da? Ok. Da. Trișăm așa, finuț, nu grosolan. Nu vreți să participați voi? Nu, ne-am discutat între noi. Deci noi vrem, că de-aia am venit să participăm. De-aia am venit. Da, mă, lasă să spunem ce spune șeful. Deci ce te hotărăști? Da, domnule, participă ei. Participă echipa Mirelei. Norocoșilor. Sunteți niște norocoși. Hai, mă. Hai, Zeța. Hai, mă, mică. Ce drăguț e colegul ăsta al tău. Ce drăguț e colegul ăsta al tău, măi, Mirela. Oricum suntem flashcă. Trebuie da, să treceți toți trei. Echipa albastră nu și-a adunat de ajuns de mult curaj pentru a face această probă. Schimbați-vă locurile acolo în funcție de cum e figura din zi, da? Astfel încât să nimeriți exact acolo unde vă potriviți mai bine. Haideți, încurajați-i publicul! Atenție mare! Să vină figurile! Trebuie să respectați în tocmai figura! Să nu rupeți din acum perete! Deci fii atent! Nu ai voie să rupi! Să rupeți din perete! Este!
Cătălin, te-ai lovit? Puțin, dar am luat ceva puncte, să știi. Este, mă? Eu nu mă las fără ceva puncte. Nici măcar n-am apucat să sar. În urma miilor de scrisori primite în inbox-ul emisiunii, calculatorul a decis să mai acorde o șansă echipei în roșu. Și să vezi, băi nene, execuție de clasă. Până aici e foarte corect, cu precizarea necesară și suficientă că încă n-am spus ce clasă. După prima vizionare pot să concluzionez că e vorba de clasa a 3-a B, curs seral. Și pentru că tot am adus vorba de clasa a 3-a, vă spun cine se bucură enorm de nereușita asta. Copiii de la Sfânta Macrina. Să trăiască! Sunteți de acord că eu sunt în figuri? Da! Ai fost de cel mai fost figuri! Dar echipa câștigătoare este echipa albastră! Yeah, yeah! 50 de puncte în acest moment se acordă echipei lui Mișu Bendeac. Au 130... Puteai să sari prin aia de sus? 125 de puncte. Agăți. Asta în timp ce echipa Mirelei rămâne la... Da. Rămâne. Cele 70 de puncte. Noi o să salutăm. Iar banii, da, cei 2500 echipa de euro, se duc la fundația Sfânta Macrina. O să invităm pe salvamarii noștri să acorde trofeele. Că de-aia ne-am muncit. Asta e, Adrian, poate ai fi vrut și tu să dai un trofeu șefului tău, Cătălin. Uite cum mă iubește, da, publicul. Dar nu s-a nimerit. Da, mulțumesc. Eu iau trofeul și plec, da? Băi, deci... A fost frumos ce-ați făcut. Mulțumesc. Mă scuzați un pic, n-am înțeles. Măcar ne-a jucat cu fair play. Fac o figură frumoasă. Deosebire. Nu uitați, la Prima TV, marți seara este seara mondenă, de la 8:30. Lumea bună se vede la Mondenii Show. Lumea nebună, tot acolo. Ne vedem, 8:30. Asta a fost emisiunea noastră de astăzi. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Am avut parte de super vedete ca și săptămâna viitoare. O să ne întâlnim cu alte și alte noi vedete. La revedere! La revedere! Am pupat!